medie. Hai să pun 8 luni. Impresionant. Și ce timp are lângă tine? Ai fost întrebarea mea. Te așteptai să fiu așa, să mă comport așa? Nu, sincer, chiar nu mai așteptam. Am văzut și living-ul de înainte și camera și mă așteptam la o persoană mult mai încuiată, care nu râde, care... De ce nu? Că cred că era mai foarte ordonat, era totul pus la locul lui. Fădai băgul trece în față. Ca un muzeu, în dragă, la prădătine și trebuia să fie o persoană mai controlată și cu mine care avea să fie asta. Sub nicio formă, cred că sunt cea mai zdrobie persoană care există și cea mai... Bună? Da. Sincer, știu că nu-mi pare. N-aveam de unde să-i spun, dar tot o să fii și o parte plăcută. Hai, pa, pa. Te cunosc. Și acum, ce vrei să facem? Ne mai vedem? Păi, tu ce zici? Ți-ar face plăcere? Da, nu știu, persoană foarte plăcută și cu care pot să vorbesc și aș vrea să ne mai întâlnim și să vedem ce este. Aș fi și o încântată. Pentru mine, cea cu Alexandru, deoarece eu zic că mi-am făcut un amic nou și cred că putem să împărțim foarte multe sfaturi unul celuilalt. Andrei e o fată foarte hasluie, dar sincer să fiu, văd că relația noastră n-ar putea să se ducă nicăieri, din simplu motiv că nu ne leagă nimic, e drăguță, chiar frumoșică, dar nu avem nimic în comun.